Fundația Andrei Borțun mă numesc și pe urmă Fundația de Institut, o organizație care are tot 22 de ani de activitate. În linii mari, misiunea și rolul acestei fundații ar fi să ajute la grăbirea așa procesului de modernizare a societății românești prin două mari paliere. Pe de o parte, prin valorificarea industriilor creative și a talentului românesc și pentru asta o sumă de proiecte mari pe care le derulăm, cum spuneam, mai de 10 ani, de aproape 20 de ani. Și o a doua linie, o creșterea acestui proces de modernizare prin creșterea rolului societății civile și a societății civile, să spunem, organizate, în fundații, asociații, dar și a spiritului civic în general. Și aici, mă rog, am un proiect foarte mare, proiect cel mai mare al societății civile, sunt niște gale societății civile și are 19 ani. Alte proiecte, Urbaniada sau Bursa Binelui, iar acum acest proiect ASAP. Prin acest proiect ASAP, gândul fundației este acela de a vorbi, de fapt, cu generația foarte tânără, cu elevi și cu liceeni. Și pentru noi este important cum și în urma acestui proiect, de astăzi, în câțiva ani de zile, putem să avem, să spun, niște tineri, cetățeni sensibili, mai responsabili și mai atenți în general la ce se întâmplă în jurul lor și în societate. În ceea ce privește proiectul ASAP, tema mare prin care încercăm, iată, să formăm niște copii și tineri, să formăm niște cetățeni responsabili, tema mare este aceea colectării selective. În linii mari, cam asta aș spune despre Fundația de Institut și vreau să discutăm mai mult despre proiectul ASAP, suntem pregătiți. Vreau să continui acum? Doar câteva cuvinte. Mi-am dorit ca acest proiect să se desfășoare și în Ploiești. Ploiești să fie unul din primele orașe care implementează acest program. El deja funcționează în două sectoare din București, sectorul 6, sectorul 1 și în Brașov, în acest moment. Știu că aveți intenția să îl duceți la nivel național împreună cu Ministerul Mediului. Ca și primărie, ca și autoritate publică locală, noi ne propunem ca prin programul ASAP să promovăm educația pentru mediu și crearea unei comunități în școli, care are responsabilitatea colectării selective, responsabilitatea pentru mediu și care înțelege necesitatea unei utilizări judicioase a resurselor planetei. Cam despre asta ne dorim, o cultură a tinerei generații, așa încât să fie mai aplicați către problemele de mediu și către sustenabilitate.